Bună la toată lumea, sunteți la Prima News și astăzi la Proiect de Țară România cu Sebastian Zachman și Costi Mocanu, noi doi, ca în fiecare seară de luni până miercuri, alături de voi, împreună cu voi, pentru a vedea care sunt lucrurile care trebuie să funcționeze și care nu funcționează. Dacă asta ar fi definiția emisiunii, am avea tare multe de vorbit, nu doar de luni până miercuri. Acum încercăm să ieșim dintre granițele țării și să o facem fără pașapoarte, fără a ne uita la vameș, fără a fi întrebați încotro mergem, care e treaba cu noi. O chestiune la care avem tot dreptul să sperăm și nu doar să sperăm, la care avem tot dreptul să ne gândim, să o practicăm. Cu toate astea, ea nu este deloc agreată de unii dintre europeni. Ne referim la Schengen. Costi, apropo de Schengen... Mai vine un Schengen, mai vine și mai pleacă. Așa cum a venit, așa a plecat. Dar am fost săptămâna trecută la Budapest, am trecut granița. Pur și simplu mi-a fost milă de șoferii de tir care stăteau la cozi infernale, pur și simplu. Și înțeleg că ce am văzut eu acolo e așa, o bomboană de pe tort, o cireașă de pe colivă. Sau, Dar sunt în Bulgaria, îmi povesteau alți colegi din presă, că dacă te duci, vezi pur și simplu cozi kilometrice care se întind pe mai bine de 10 km. Dacă ai mers cu mașina, trebuia să fi încercat pe la Nădlac 1, care e vama veche. Pe acolo am ieșit. Din greșeală am ieșit pe acolo, pe acolo m-am pus Waze-ul. Pe autostradă e și mai intens. Vorbim în această seară cu oameni care reprezintă România la nivelul Uniunii Europene, cu europarlamentari români, să vedem care sunt gândurile lor. Slabe speranțe, șanse mici. Am văzut pe austrieci, ministrul de interne al Austriei, în pofida asigurărilor pe care ni le-a dat acel, cum își spunea, soon to be appointed prime minister, adică în curând e doar o formalitate așa de a fi numit prim-ministru. Cătălin Predoiu acum este ministrul de interne al României, spunând că a vorbit cu ministrul de interne al Austriei și că au o discuție înfloritoare, foarte deschisă, foarte pozitivă, că ar exista șanse. L-am văzut pe domnul austriac spunând că, înainte de a fi mărit, spațiul Schengen trebuie reconsiderat, reconfigurat, redimensionat. E clar că austriecii n-au nici cea mai mică intenție și nu cred că au avut-o vreodată să se răzgândească, mai ales că la anul vin alegeri foarte importante și pentru ei, nu alegerile parlamentare, alegerile naționale. Deci, cred că politicienii care ne-au vândut până acum această iluzie a aderării la spațiul Schengen, ar trebui totuși să-și pună puțin picioarele în apă rece și să nu mai mintă, pur și simplu. Că știm cum funcționează lucrurile. Când ai alegeri naționale, nu mai contează nedreptatea care îi se întâmplă altei țări, faptul că avem principii comune, că e piața europeană și așa mai departe, toate aceste sloganuri pe care le auzim rostite de la Bruxelles sau de la Strasburg. Nu. Alegerile interne înseamnă o ghilotină care pică peste orice partid. Dar hai, Costi, să vedem ce s-a întâmplat. Oamenii care ne reprezintă. Ce se întâmplă acolo? Domnul Victor Negrescu, suntem în direct, europarlamentar PSD. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Domnule Negrescu, ce s-a întâmplat? De ce avem un no-nine, să-i spun așa? Nu aș spune că avem un nou refuz. Aș spune mai degrabă că în momentul de față, România este legată de Bulgaria și pentru a putea să avem un vot pozitiv, trebuie să ne asigurăm că veto-ul aplicat Bulgariei de Olanda este ridicat. Și pentru a face acest lucru, suntem condiționați de noul Parlament olandez care își preia puterile chiar zilele următoare, chiar mâine. Și sperăm că, de îndată ce acel veto aplicat Bulgariei va fi ridicat, automat avem și o șansă pentru un vot pozitiv privind țara noastră. De fapt, tot timpul calendarul a fost influențat de aceste circunstanțe, însă există premise pozitive ca Parlamentul din Olanda să-și ridice veto-ul, pentru că, pe de o parte, premierul Rutte, cum a spus dumneavoastră într-o manieră foarte pragmatică, depinde de susținerea României și Bulgariei pentru a deveni secretar general al NATO. De cealaltă parte, Olanda a realizat un raport privind statul de drept din Bulgaria, acesta fiind principala reticență exprimată de partenerii olandezi, și acel raport este pozitiv, ceea ce înseamnă că Olanda practic nu mai are niciun motiv să se
se opună aderării Bulgariei la zona de liberă circulație. Dar deci, în privința Austriei, pentru că l-am văzut pe ministrul de interne austriac spunând că poziția lor este neschimbată. Adică spațiul trebuie reconfigurat. N-are nimic împotriva României, dar spațiul Schengen trebuie redesenat. Uite, m-a implicat foarte mult a susține acest obiectiv al României și am fost chiar recent la Viena și a zice că este o schimbare de atitudine din partea austriecilor. Pe de o parte, astăzi spun foarte clar că nu au nicio problemă cu România și Bulgaria. Acum un an au spus că au o problemă cu România și Bulgaria pentru că ar fi fost o rută migratorie care trece prin țara noastră. Deci o schimbare de atitudine. Al doilea lucru menționat de ministrul de interne austriac, discutat chiar de mine la Viena, este faptul că Austria recunoaște că a scăzut numărul de cereri de azil în respectivul stat, ceea ce reprezenta principalul lor argument atunci când se opuneau extinderii zonei de liberă circulație. Deci admite că lucrurile s-au îmbunătățit, în același timp au în continuare anumite reticențe. Eu cred că dacă Austria va rămâne singura care se opune, Austria poate fi convinsă. Pentru asta am și spus public chiar astăzi, am fost la sediul Consiliului când avea loc respectiva reuniune și am spus-o foarte clar, trebuie să ne asigurăm că doar Austria se opune. Și aici este rolul Ministerului Afacerilor Externe să verifice aceste lucruri, pentru că dacă lucrurile arată chiar așa, adică doar Austria se opune, cred că cu sprijinul european de care beneficiem, putem convinge statele membre să ne acorde un vot pozitiv în orice format pentru a adera la spațiul Schengen, chiar dacă acest lucru ar însemna o aderare în două etape. Dar poziția Belgiei exprimată astăzi ce arată? Doar reticențe, temeri, un semnal de alarmă și atât? Pentru că și ei au venit cu o imagine aproape sinonimă cu cea exprimată de Austria. Eu cred că declarația este îngrijorătoare, dar în același timp trebuie să provoace o reacție din partea Ministerului Afaceri Externe, care trebuie să verifice cu partenerii belgeni care este poziția lor reală. Eu sper să fie doar o poziție personală, pentru că au fost în ultimele săptămâni mai multe contacte cu partenerii belgeni. A fost și o vizită la nivelul șefului statului. Președintele României s-a întâlnit cu premierul belgian. Au fost contacte la nivel de miniștri și de fiecare dată mi s-a spus că totul este ok cu Belgia. Eu sper să fie totul ok cu Belgia, de aceea revin la invitația mea anterioară, menționată, am văzut și de premierul Marcel Ciolacu atunci când a intervenit în presa din România direct de la Washington, a spus că ministerele de resort, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul de Interne trebuie să asigure că toate statele care ne-au susținut până acum ne susțin în continuare și să rămânem cu acest fob austriac pe care sperăm să trecem peste atunci când vor rămâne singuri în offside cu privire la această decizie de interes strategic pentru țara noastră. Deci, domnule Negrescu, mai avem vreo șansă să aderăm la Schengen anul acesta? Scurt. Eu cred că există șanse, dar nu depinde doar de noi. Dacă depinde doar de noi, ar fi foarte simplu. Depinde de Bulgaria, depinde de modul în care partenerii europeni ne vor sprijini pe mai departe și eu insist pentru o aprobare tacită la nivel european până la finalul anului. Este o formulă care ar putea să fie agreată de toți partenerii. Pentru asta, instituțiile responsabile trebuie să facă tot ce este posibil ca să transforme această șansă într-un vot real pentru aderarea României la statul Schengen. Mulțumim frumos, domnul Victor Negrescu, europarlamentar PSD. Rămâne la PSD. Premierul Marcel Ciolacu vorbește acum, este în vizită în Statele Unite ale Americii. Hai să-l vedem. Știți foarte bine, pentru ridicarea vizelor am vorbit cu fiecare congresmen în parte, absolut toată lumea ne susține, mai avem de îndeplinit un criteriu tehnic. Aici va trebui să facem un efort nu numai al statului român, al nostru, al tuturor românilor, dacă vrem cu adevărat să închidem această discuție la sfârșitul anului 2024 și să fie în aplicare în anul 2025. Pe partea de apărare, ați avut astăzi o discuție foarte importantă cu una dintre cele mai mari companii de producere de armament. Cum se va concretiza în investițiile din România? În primul rând, știm cu toții de programul de training a piloților, în primul rând români, dar și ucrainieni, împreună cu Olanda și cu compania Lockheed Martin. Și a fost normal că am avut vizită astăzi de dimineață și discuții, fiindcă totul s-a realizat, și cred că și datorită domnului ministru al apărării, domnul Angel Tilbert, foarte repede. Tot demersul a durat câteva luni și deja este operațional acest program. Am discutat ca
ca mentenanțele la F-16 în momentul acesta și reparațiile capitale să facă un joint venture să facă pe teritoriul României. Deja există o colaborare cu Lockheed Martin pe temul de mentenanțe, dar dorim să extindem un pic area de interes. Ați vorbit de secția de F-35? Vă rog, n-am... Știm cu toții. Decizia România a luat-o, acum așteptăm decizia Congresului Statelor Unite, de care achiziție trebuie trecută prin Congresul Statelor Unite, lucru pe care l-am vorbit și cu congresmeni. Și categoric decizia va fi una favorabilă. Vă rog. Ați propus și crearea unui hub logistic pe teritoriul Mării Negre, pe teritoriul țării din zona Mării Negre. Înțeleg că ați avut discuții și cu reprezentanții Google. Sunt aceștia interesați să participe? Urmează să am întâlnirea cu reprezentanții de la Google. Am avut, în schimb, am spus și ieri, eu îmi doresc ca Statele Unite ale Americii să fie principalul partener non-UE al României. Și îmi doresc foarte clar, atât timp Statele Unite a dislocat peste 2000 de soldați americani și logistică militară de ultimă generație pe teritoriul României, cred că putem și pe zona economică să creăm un hub al companiilor americane de care duce normal și la dezvoltarea României, dar și vedem în viitor pentru reconstrucția Ucrainei. Ați vorbit despre mediu economic stabil. Asta ce înseamnă? Că România nu o să mai schimbe taxe? Suntem un mediu economic stabil, fiindcă altfel n-am fi avut aproape 20 de miliarde de euro în 2 ani de zile investiții directe. Nu înseamnă că un mediu economic este instabil dacă scoți niște excepții pentru anumit. Dimpotrivă, un mediu stabil înseamnă ca toată lumea să plătească aceleași impozite și taxe. Dar mai ales toată lumea să le plătească. Domnule premier, ați vorbit despre retragerea ambasadorului român din Statele Unite. Nu, n-am vorbit cu nimeni despre nicio retragere. Știți că nu este în atributul meu de prim-ministru retragerea unui ambasador, este atributul președintelui României. Domnul președinte, n-am apucat să vorbim. Singurul lucru pe care l-am făcut, cum este și normal, a stat de vorbă cu doamna ministru Odobescu, care este membră a Guvernului României. Vă rog frumos, cred că vorbim prea mult despre acest subiect și prea mult despre un personaj care a fost depășit de calitatea diplomatică pe care a avut. Sancționarea unui ambasador... Din punct de vedere diplomatic, în momentul de față, considerați că reprezentanții diplomatici ai României la Washington și-au făcut datoria pentru a reprezenta interesele României și a le promova pe teritoriul țării? Nu vreau să intru, pentru că contextul nu este unul favorabil și nu vreau acum să vorbesc despre diplomația română care își face datoria peste tot pentru o excepție sau pentru un moment emoțional a unui domn ambasador. De obicei, în viață, ca de multe ori, și în politică, și în diplomație, când urci sărind anumite etape la un nivel prea mare, de obicei, vine un moment când te faci de râs. A sărit etape, domnul Muraru? Nu știu, investigați dumneavoastră. Legat de Schengen, vă rog, am avut. Pentru a pune presiune pe austrieci, astăzi și mâine este consiliul Jai și nu suntem pe ordinea de zi. Nu, suntem pe ordinea de zi pentru a... Dar, vă repet, nu puteam fi pe ordinea de zi decât dacă doream să forțăm un vot pe care l-am fi cunoscut dinainte. Nu neapărat votul Austriei împotriva României. Am fi cunoscut foarte clar votul Olandei împotriva Bulgariei. Procedura în Olanda este mai complicată decât în România. Trebuie un vot prin Parlament. Deci, reprezentam primul ministru să merge cu mandat din partea Parlamentului pentru a vota într-un consiliu
european. Sunt șanse și am avut discuțiile, și în Spania, am avut discuțiile și în Germania, am avut discuțiile și cu președinta Comisiei, am avut discuții și cu președintele României, fiindcă ne-am coordonat în acest context. Am avut de dimineață discuție cu domnul ministru de interne, Cătălin Predoiu. Singura soluție în acest moment este să așteptăm reacția Olandei și ea va veni cât de curând, și știți că am avut discuții și cu domnul Frans Timmermans în ceea ce privește Bulgaria și convocarea unui Consiliu European extraordinar, un geai extraordinar cu această temă. De la Google ce vreți, domnule ministru? Centrul de date, ce anume veți propune celor de la Google? Un data center în România. Cred că suntem cei mai îndreptățiți să avem acest lucru. Mulțumesc mult! Câți oameni ar putea să cei oameni? Câți? Nu vă întreb de roboți, dar de oameni. Păi, Microsoft cred că are aproape 5.000 de angajați în România. Google vreo 500. Cunoaștem cu toții ce înseamnă un data center pe teritoriul României. Extraordinar de mult. Mulțumesc! Hai, dă până! A? Știm noi ce înseamnă un data center pe teritoriul României? 500 de oameni. Șmecherie. Atenție. Hai, mai departe cu Schengen. domnul Rareș Bogdan. Bună seara, domnule Rareș Bogdan. Cred că ne-a pus în așteptare. Bună seara, domnule Bogdan. Ne aude? Refacem legătura cu domnul Rareș Bogdan. Revenim. S-a speriat de vorbele domnului Ciolacu, de investițiile din data center. Și ascult. Eu stau să mă întreb dacă la capătul unui nou eșec, probabil va fi un nou eșec. Adică l-am văzut pe băiatul ăla austriac, pe domnul ministru de interne al Austriei, spunând clar exact același lucru pe care l-a spus și anul trecut. Dar deloc, cuvintele nu s-au schimbat. Exact aceleași virgule. Nu avem nimic cu România, cu Bulgaria, discutăm doar despre cum arată spațiul Schengen în ziua de astăzi. Și opinia Austriei este că el trebuie reconfigurat. Și acum, foarte direct, de ce ar fi altfel? De ce n-ar avea ei dreptate? Uitându-ne că tot mai multe țări au introdus controle la frontiere. Da. Și asta nu e ceva împotriva României neapărat. Adică dacă au ajuns să se plângă unii de ceilalți, italienii cu francezii, da? Când, practic, țara aia, mai ales acolo la unde se întâlnesc, e una singură. Mă rog. Rareș Bogdan. Bună seara, domnule Rareș Bogdan. Bună seara. Bună seara, domnule Lacman. Bună seara invitațiilor dumneavoastră, cu telespectatorilor. Domnule Rareș Bogdan, cum explicați acest nou eșec al României? Care din ele? Asta cu aderarea la spațiul Schengen. Care din ele vă referați și la vizita domnului Ciolacu, cumva, ca să citesc printre rânduri? De ce vreți să facem breaking news-uri, domnul Zachman? Nu e un eșec, domnul Zachman. Iar de data asta a fost o retragere strategică de pe ordinea de zi, pentru că noi, după cum știți foarte bine, suntem în cuplaj cu Bulgaria. Iar Bulgaria nu are votul din Parlamentul de la Haga. Parlamentul de la Haga a amânat votul de pe 6 de mâine, pe data de 14, a anunțat domnul Frans Timmermans. Din fericire, pentru noi, pentru bulgari, dar și pentru noi, că suntem în acest cuplaj, nu există premize ca Geert Wilders să facă vreo majoritate, chiar dacă a luat 37 de parlamentari, cei mai mulți din cei 150 din Parlament. Majoritatea se constituie din cele patru forțe care au 24, 20, 18, respectiv 12 parlamentari. Sunt pro-europene și care foarte probabil la promisiunea lui Mark Rutte vor da votul către bulgari. Deci după ce bulgarii primesc votul, noi pot să spun că față de acum un an, culoarele dintre diplomatice România-Bulgaria sunt culoare care sunt deselenite, dacă vreți, sunt în sfârșit deschise, după ce noi, într-un gest fără precedent al României în ultimii 33 de ani, vă amintiți că în urmă cu un an, după refuzul fără nicio explicație plauzibilă a Austriei,
puterea de la București, guvernul, președinția, a decis să retragă atât consul general cât și ambasadorul, pe ambasadorul Curezeanu, pe o perioadă de 3 luni de zile și culoarele diplomatice au fost complet înghețate. În momentul ăsta există dialog ministrul de interne, ministrul de externe, plus președinție, plus ambasadorul Curezeanu și sigur că există oarecare premize pentru începutul lunii anului. De ce? Pe de o parte, e vorba de chestiuni economice și pierdere atât pentru companiile românești cât și pentru companiile austriece prezente pe teritoriul național român. Vorbim de o pierdere de aproape 1,5% din PIB pentru noi, dar camioanele, trenurile care stau la granițele de intrare în Schengen sunt și ale companiilor austriece, nu doar ale companiilor românești. Pe de altă parte, există o chestiune care ține de coeziunea europeană. În momentul ăsta există o teamă accentuată la Bruxelles, de la Comisie în special cu cei 7200 de funcționari, continuând la Parlament și Consiliu, că cei 16% suveraniști și anti-europeni prezenți astăzi în Parlamentul European se pot duce pe estimările, pe proiecțiile făcute pe eurobarometre, spre 35-40, ceea ce poate deveni foarte periculos pentru construcția europeană. De ce? După cum știți, sunt 4 top jobs la nivelul Bruxellesului. Președintele Comisiei cel mai important, prim-ministrul Europei, președintele Consiliului European, președintele Parlamentului și înaltul reprezentant. În momentul în care situația arată cu suveraniști și ID, adică ECR și ID, la 35-40%, majoritățile pot fi... Dacă n-a spus ce trebuie, vezi? Dar acum hai să ne întoarcem la ce discutam mai devreme. Atenție! Guvernele din Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Italia și Danemarca au decis să instituie controle temporare la frontieră. Pentru că spațiul Schengen le dă această posibilitate pentru a face față unei creșteri continue a fluxurilor de migrație. Și atunci cât de întemeiată este dorința noastră arzătoare de a intra într-un spațiu care, potrivit celor care sunt deja acolo, da? Da. Nu mai funcționează. Asta e paradoxul trist al României, Costin. Am chinuit 15 ani aproape să aderăm la spațiul Schengen și am fost aproape să aderăm anul trecut, s-a opus Austria și vedem între timp aproape că se alege praful de întreg acest spațiu de liberă circulație. Poate că datorită nouă și-au dat seama de asta. Nu cred, acum... Înainte de a deveni mai mare, spune ministrul de interne austriac, spațiul Schengen trebuie să fie mai bun, mai sigur. Asta mai bun și mai sigur nu va deveni în câteva luni. Auzi, da, tu crezi așa, uite, s-a dus domnul Predoiu acolo. Crezi că austriacul ăla nu i-a bătut obrazul așa și a zis, amă, știi unul, Cherecheș, că citesc niște titluri, așa o fi zis austriacul. Și cum a ieșit ăla din țară? Că citeam o știre acum, chiar doamna Alina Gorg, ministrul justiției, spunea că sunt 10 de fugari pe care Germania i-a extradat în ultimul an. Deci tot felul de infractori, mai mărunți sau mai notori, printre care și interlopi. Sunt cifre care ajung și în cancelarea Austriei. S-a întors domnul Rareș Bogdan. Da, încerc scuze, mi se treabă bateria pe cealalt telefon, vă rog să mă iertați. Ne gândeam că ați fi zis ceva nepotrivit și aveți telefonul sub urmărire. Și... Da, sub urmărire. Urmărirea statului paralel sau a statului bruxelez. Problema e foarte serioasă la Bruxelles și vă vorbeam de îngrijorare pentru că în momentul în care majoritatea se construiește greu, grupul nostru, PPE, care are 183 de europarlamentari din 705, cel mai mare grup politic, are în momentul ăsta o perspectivă de 145-155 de la 183 azi. De asemenea, socialiștii au de la 154 astăzi perspective de 115-120. Deci cele două grupuri politice nu pot face nici măcar cu grupul Renew al lui Macron, așa cum arată astăzi proiecția, o majoritate confortabilă. Asta înseamnă, noi acum am trecut pe actuala președintă a Comisiei, pe Ursula von der Leyen, cu 14 voturi. Gândiți-vă că dacă întorceam doar delegația României 7 voturi, din 14 câte avem, deja a trecut la 14 voturi aleasă președintă, dacă noi, la președintele Parlamentului, cred că undeva la 20.
dacă noi, delegația României, întorceam 7 voturi din aceste 14 diferență, situația se schimba. Adică s-ar, și e foarte complicat să stai la aceeași masă cu cei care sunt anti-europeni, dar deci continuă să ia bani de la Uniunea Europeană. Domnule Bogdan, poate deveni una complicată pentru construcția europeană, astfel încât că Karl Nehammer, oricât ar fi de dornic să blocheze România sau să reformeze spațiul Schengen, va putea fi înduplecat de aceste argumente care țin de coeziunea europeană, dacă nu face un loc care e din altă direcție, dar de la o altă cancelarie. De ce, n-ar avea Austria dreptate? Adică un spațiu mai bun nu neapărat, sau întâi de toate să fie mai bun, apoi să fie mai mare. De vreme ce, vorbeam mai devreme, Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Italia și Danemarca au introdus controle la frontieră. Asta nu arată o fragilitate. Sunt 11 țări care astăzi au controle la frontieră, dar sunt controle temporare. Unele dintre ele au renunțat, au fost 14 și au fost generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de teama de atentate la nivelul Europei în marile comunități din țări ca Belgia, Franța sau Germania. Problema controlelor la frontieră sau a ceea ce cere cancelarul Nehammer și ministrul Karner e ușor diferit față de acum un an, pentru că pe granița de sud a Bulgariei, de la Edirne, situația pare complet refăcută din punct de vedere al securizării, iar România, pe proiectul pilot pe care îl patronează Ylva Johansson, comisarul de afaceri interne a Uniunii Europene, a ieșit pe evaluare extrem de bine. De asemenea, cele două comisii pe care le-am avut și noi, al Frontex și al Comisiei, pe care le-au avut în anul acesta bulgarii, au ieșit de asemenea foarte, foarte pozitiv pe situația din Bulgaria și, practic, culoarul estic al Balcanilor a fost mult diminuat din punct de vedere al migrației. Din contră, cei care au intrat în Uniunea Europeană, Croația, și trebuiau să intre cu noi, au intrat mai repede anul trecut pe 8, au probleme în momentul ăsta, Croația și Slovenia, pe zona Muntenegru. Deci, fluctuația și de persoane pe zona granițelor României și Bulgariei au scăzut foarte mult. Dar despre ieșirea de astăzi a Belgiei, ce ne puteți spune? A Belgiei. Nu, aici sunt teme care... Secretarul de stat pentru migrație din Belgia a spus că retorică internă. Sistemul trebuie reformat. Da, poate vin într-o emisiune mai largă și stăm de vorbă asupra unor probleme pe care Europa le are, pe care în special Belgia, Franța, parțial Germania și Spania le au, e vorba de imposibilitatea de a-și integra fostele colonii. În momentul ăsta, la nivelul Bruxellesului, și sunteți ambii persoane care au fost la Bruxelles de nenumărate ori, sunt cartiere întregi, de la Meulenbeek, unde situația celor veniți din fostele Congo, cea mai mare colonie pe care a avut-o, Mali, pe care le-a avut Belgia, apoi Franța, sunt neintegrați. Și chestiunea asta creează dureri de cap autorităților de la Bruxelles sau de la Paris și atunci caută, același lucru se întâmplă în Suedia, caută motivații pentru a rezolva probleme interne generate de o imposibilitate sau de un eșec al integrării în general a celor veniți din Maghreb sau din Nordul Africii în țările au deținut aceste colonii. Domnule Rareș Bogdan, mai avem... europeană care va da bătăi de cap în următoarea perioadă și care nu trebuie să subrezească niciun caz spațiul european. De ce vorbesc eu? Este o chestiune periculoasă pentru Europa, pentru că din cei 35-40% suveraniști care pot câștiga puncte importante și să ocupe, a fost și la Strasburg împreună și știți bine că la Strasburg, în partea stângă a țării, sunt astăzi suveraniști în jur de 120. În momentul când te trezești cu 250, 280 de suveraniști, situația se poate modifica periculos la nivelul partidelor pro-europene, pro-democratice. Și de aici până la atacuri împotriva construcției europene nu e decât un pas, iar pentru țări ca România, dar nu doar România, și Slovacia, și Grecia, și Portugalia, Polonia, Cehia, Ungaria, lipsa fondurilor europene sau aruncare în aer a construcției europene poate genera cataclisme. Pentru că trebuie să vă spun ceva. România fără bani europeni
intră în faliment. Domnule Rareș Bogdan, mai avem puțin. Vreau să vă întreb și de vizita lui Marcel Ciolacu în Statele Unite. De ce l-a sfidat ambasadorul Andrei Muraru, colegul dumneavoastră de partid? Cu mult respect, trebuie să vă spun că domnul Muraru nu este colegul meu de partid. Fost domnul coleg. Este reprezentantul, fratele domniei sale, e dreptul frate, geamăn, este colegul de partid al nostru, deputatul Alexandru Muraru, președintele organizației Iași. Domnul Muraru este, în schimb, reprezentantul statului român. Și mai rău. Reprezentantul statului român este cel care poate să fie retras fiind numit acolo de președintele României, poate fi retras din funcție doar de președintele României. Eu cred... Va fi retras? Nu, exclus. Părerea mea că nu există niciun motiv pentru retragerea ambasadorului Muraru. Eu cred că un astfel de conflict... În primul rând, reprezentantul statului, ambasador sau consul general, nu poate fi decât un plus, un ajutor pentru orice șef de stat, pentru orice ministru, pentru orice șef de guvern, în momentul în care acesta desfășoară o vizită de stat. În, de asemenea, gândiți-vă că Statele Unite sunt partenerul nostru strategic. Acest tânăr a reușit să se impună atât în comunitatea românească de peste 1 milion de români din Statele Unite, cât și la nivelul aprecierilor în zona Departamentului de Stat sau a zona Casei Albe sau a Pentagonului. Eu cred că pentru premierul României, indiferent cum se cheamă acesta, indiferent din ce partid politic provine, prezența domnului Muraru în cadrul delegației nu putea fi decât un plus, un ajutor și un sprijin pentru România. Pentru că aici nu vorbim de imaginea unui singur om, Marcel Ciolacu sau unui partid. Aici vorbim, și de asta am spus sincer, domnule, îi doresc mult succes premierului. E vorba de reprezentarea țării mele. Astăzi, premier e Marcel Ciolacu. Interesul meu este ca vizita lui Marcel Ciolacu a premierului României să fie una care să aducă rezultate notabile pentru țara mea. Deci eu cred că nu trebuia să te ajungă la vorbe grele, nu trebuia să te ajungă la explicații în spațiu public și la subiect de presă această chestiune, acest diferent, și cred că era cât se poate de firesc ca ambasadorul unei țări care ne place sau nu ne place respectiva persoană să fie parte, așa cum este doamna Cavalec, ambasadorul Statelor Unite la București, membru al delegației, să facă parte din această delegație. Deci cred că s-a început cu stângul și nu ajută pe nimeni, în niciun caz România, acest schimb de replici între reprezentantul statului român permanent, ambasadorul plenipotențial Muraru, și premierul României, astăzi în funcție, Marcel Ciolacu. Mulțumim mult pentru comentariu, domnule Rareș Bogdan. Vă mai așteptăm la Prima News. Costi, mergem mai departe, ne întoarcem la Schengen. Alături de noi, europarlamentarul Reper, domnul Dacian Cioloș. Bună seara, domnule Cioloș. Bună seara. Bună seara și bine v-am găsit. Domnule Cioloș, ce trebuia să facă România în acest an, de la refuzul din Jaiul de anul trecut până la refuzul din Jaiul de anul acesta, ca să schimbăm soarta lucrurilor, să ne fi lăudat astăzi cu o victorie? Haideți să precizăm cine din România trebuia să facă. Guvernul și președintele, pentru că acum decizia e în Consiliul Uniunii Europene și Consiliul European, și acolo România e reprezentată de reprezentantul guvernului în Consiliul de Ministri și de președintele României în Consiliul European. Acolo trebuie să se ia decizia și acolo România, reprezentanții României ar fi trebuit până acum să negocieze și politic, și instituțional, și administrativ, și pe toate planurile, pentru ca până la sfârșitul acestui an să avem o decizie politică, pentru că decizia din Consiliu e una politică, o decizie politică de aderare a României la Schengen, chiar dacă decizia asta s-ar fi putut negocia ca ea să aibă efect în cursul anului viitor. Ideea aceasta de aderare în etape e pe masă încă din 2016, când eu am preluat dosarul acesta tot în stadiul ăsta de suspendare a unei decizii și de neclaritate. Atunci aveam Franța, Germania și Olanda care se opuneau, și cu cele trei state care se opuneau încă negociasem atunci ca să avem o decizie politică în 2017 de aderare a României la Schengen, după ce am fi rezolvat și problema MCV-ului, și astfel în 2018, în primăvară, am fi intrat în Schengen cu aeroporturile
și în vară sau la începutul toamnei am fi intrat și cu frontierele. Asta cu aeroporturile, acum economic nu ne ajută. Spunea cineva mai devreme că pierdem 1,5% din PIB. Sigur, prin neintrarea în Schengen. S-ar fi putut face, cum v-am spus, o negociere politică, pentru că important e să avem decizia politică, chiar dacă ar fi fost o diferență de 2, 3, 4, 5, hai să zicem 6 luni între aderarea cu aeroporturile. Vă amintesc că cred că sunt sute de mii, dacă nu milioane de români în fiecare an care circulă cu avionul în interiorul Uniunii Europene și a spațiului Schengen. Și ar fi fost un avantaj să nu mai treacă pe la controlele de frontieră și după câteva luni de zile s-ar fi putut obține și aderarea cu spațiul terestru. Pentru că, încă o dată, e vorba de negocieri. Dincolo de retorica asta publică, pe care am tot văzut-o la politicienii noștri de la PSD și PNL, care ne reprezintă în guvern și care au responsabilitatea să negocieze, deci dincolo de retorica asta publică, rezultatele se obțin nu umflându-și mușchii domnul Rareș Bogdan, care mi-e prieten altfel, la televizor, ci având un ministru de interne care știe să negocieze, având un premier care știe să negocieze și mai ales având un președinte care știe să demonstreze în Consiliul European că România, ca al șaselea stat membru, trebuie respectată și că cetățenii români trebuie respectați. Asta mă doare pe mine, că noi am ratat deja în 2017, tot din cauza PSD-ului, aderarea, pentru că dacă n-ar fi fost povestea lui Dragnea și a lui Grindeanu cu ordonanța 13, n-ar fi aruncat în aer posibilitatea de eliminare a MCV-ului în 2017, noi am fi putut avea decizia de aderare la Schengen în cursul anului 2017. Ei, iată, au trecut 7 ani, suntem din nou cu PSD-ul la guvernare și cu PNL-ul, care demonstrează aceeași inabilitate de a negocia politic și de a obține acorduri. Concret, ce ar fi trebuit să le spun austriecilor? Haideți să plecăm așa, direct. Adică cu ce să-i convingi? Da, în primul rând, austriecii ar fi trebuit să fie izolați, să fie singurul stat membru care, sau singurul guvern, care refuză aderarea la Schengen. Când un stat membru, oricare ar fi el, e izolat, îi e mult mai greu să reziste și să blocheze o decizie până la capăt. Uitați-vă la Ungaria lui Orban, care tot lansează astfel de blocaje de decizii și pentru că e izolat, până la urmă cedează. Se negociază anumite lucruri, dar cele din urmă cedează. Ei, aici ar fi trebuit într-un parteneriat cu Bulgaria să ridice veto-ul Olandei pentru Bulgaria și să izoleze Austria. Dar în momentul de față nu sunt întemeiate criticile pe care austriecii le aduc formei actuale a spațiului Schengen, ministrul lor de interne spunând înainte de a-l face mai mare, hai să-l facem mai bun. Și atâtea și atâtea țări au reintrodus controle, adevărat temporare, la granițele lor. Nu, pentru că sunt două lucruri din punctul meu de vedere. Eu am fost și comisar european, am fost și prim-ministru. Din punctul meu de vedere, sunt două lucruri separate. Una e să îmbunătățești legislația de funcționare a Schengen și alta e să respecti legislația care impune acolo niște condiții unui stat membru să adere. România îndeplinește condițiile alea de 12-13 ani, cu mult timp înainte ca să se trezească Austria sau oricare alt stat membru că sistemul Schengen trebuie reformat. Sistemul Schengen poate fi reformat și pot să aibă discuții legate de lucrul acesta, dar chiar și Austria recunoaște că problema Schengenului nu e cu România și Bulgaria. Nu pentru că România și Bulgaria ar intra în Schengen și că spațiul Schengen ar fi slăbit, ci că sunt niște ameliorări legislative care trebuie făcute. Ăsta e un alt subiect. E ca și cum ai zice că nu-ți plac perele și interzici importul de mere. Sunt două lucruri separate. Și tocmai de asta, pentru că e o decizie politică, în Consiliul European, unde sunt reprezentate statele membre prin șefii de stat și de guvern, acolo discuția trebuie să fie politică și din punctul meu de vedere președintele Iohannis ar fi trebuit încă din ianuarie sau chiar din decembrie anul trecut, după ce a fost luată decizia în Consiliul de Ministri de Interne
că România și Bulgaria nu intră în Schengen, atunci președintele României și primul ministru Bulgariei ar fi trebuit să ia poziție foarte clară și să precizeze faptul că atâta vreme cât nu se ia o decizie politică, care e o decizie politică, de aderarea României și Bulgariei la Schengen, nu mai putem discuta de nicio altă prioritate la nivel european, pentru că e vorba de un respect a unor cetățeni europeni cărora le sunt încălcate drepturi. Dați-ne voie... Eu asta reproșez conducerii actuale a României, președintelui și primului ministru și guvernului, că nu reprezintă interesele românilor cu demnitate și cu fermitate și că prin asta alimentăm retorica extremistă și din cauza acestor greșeli strategice vedem cum crește în România, cum cresc sentimentele anti-europene captate de tot felul de extremiști, de teapa lui Simion, aliat cu partide din state membre, de altfel, care nu vor România Schengen. Simion e aliat cu cel care a câștigat alegerile în Olanda și Simion zice că e prietenul lui politic la nivel european, Geert Wilders, cel din Olanda, care a spus foarte clar că românii n-au ce căuta în Olanda, că trebuie scoși din Olanda și evident că nu putem aștepta... Mai degrabă îndreptat atacului împotriva marocanilor. Să intrăm în Schengen. Wilders cu marocanii are principala problemă. Dar ține voie să vă invităm într-un alt subiect. V-au pus pe gânduri rezultatele ultimului sondaj INSCOP, unde reper apare foarte jos, 0,5%. Nu, acum nu pentru că are reper un procent foarte slab, spune asta, dar sondajele astea știți mai bine decât mine, că depinde de cine sunt contractate, depinde de care e obiectivul lor, de acolo să scot niște rezultate parțiale sau o parte din rezultate din răspunsul la întrebări care apoi sunt făcute publice, pentru că asta e în avantajul unui partid sau altul. Mai puțin mă interesează pe bine rezultatele astea și mai puțin mă îngrijorează rezultatul partidului reper sau altui partid, mai mult mă îngrijorează să văd divizarea asta politică, mai ales în jurul unor obiective strategice de tare, cum e... Schengen e un obiectiv strategic pentru România. Relația cu Republica Moldova și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană e un obiectiv strategic pentru România. Sunt câteva subiecte care sunt obiective strategice și pe asta ar trebui discuții și dezbateri politice consistente. Rolul României în Uniunea Europeană din 2024 încolo, când vorbim de extinderea Uniunii cu Ucraina și Republica Moldova, când vorbim de o reformare a instituțiilor europene. Nu e vorba numai de Schengen sau de politica de migrație, ci de sistemul de vot de la nivel european, de structura Comisiei Europene și așa mai departe. Astea sunt subiecte care ar trebui tratate între forțele politice pro-europene pentru ca România să aibă poziții foarte clare, precise, percutante la nivel european. Și tu ai credibilitate ca stat membru la nivel european când ai coerență în politicile tale. Nu când tot sar de la un subiect la altul. I-am auzit și pe colegii mei, domnul Victor Negrescu și Rareș Bogdan. Victor Negrescu vorbea de Olanda și de Bulgaria ca să scuze incapacitatea guvernului condus de Ciolacu de a negocia. Rareș Bogdan vorbea de coloniile belgiene ca să scuze incapacitatea președintelui și a guvernului din care face și PNL-ul de a negocia. Asta mă îngrijorează pe mine, că pe subiecte cheie pentru România, pentru anii următori, noi nu avem capacitatea politică în România de a avea discuții coerente, consistente și de a ne construi viziuni comune. Procentele astea oricum o să evolueze până la... Aveți alte informații sau analizele interne pe care le-ați făcut vă arată altceva în privința partidului Reper? Noi avem analize interne pe care le facem ca să înțelegem mai bine poziționarea alegătorilor, care sunt temele importante, care sunt așteptările oamenilor și să căutăm să ne structurăm o viziune politică, să ne structurăm programe, să facem apel la colaborări politice pe niște obiective comune care să corespundă cu așteptările oamenilor. E prea devreme să discutăm acum de cifre, de cât va avea un partid sau altul, pentru că încă nici nu știm
cum vor fi prezente primele liste, care partide vor candida doar ca și partide separate, dacă vor fi alianțe, care vor fi candidații, care vor fi temele de campanie la momentul respectiv. E limpede. Deci astea sunt subiectele care, din punctul meu de vedere, oameni politici responsabili le discută. Și eu sunt convins că și la celelalte partide, sondajele astea nu sunt. Astea sunt scoase așa ca să fie subiecte de dezbatere și ca să se arate că uite ce bine stă ăla în sondaje și hai să vorbim în media mai mult de el și uite ce prost stă celălalt și hai să îi ignorăm pe aia că nu contează. Dar noi nu avem discuții de consistență. Mulțumim mult pentru explicații, domnule Cioloș. O seară bună. Acum să... Nu știu eu dacă viața reală e tot aia cu viața politică, dar eu dacă cu 6 luni înainte de examenul de admitere luam 2 la matematică... Era o problemă. Păi nu, dar serios, adică stăteam să mă gândesc, bă, mai pot să merg eu la liceul ăla sau la facultatea aia? Nu, parcă nu. Cât poți să îngrași porcul, știi, în ajun? Serios acum. Ce puteai să faci, nu-i așa? Hai să auzim și vocea opoziției, Costi. Domnul Vlad Gheorghe alături de noi, de la Europarlamentarul USR. Bună seara, domnule Gheorghe. Bună seara. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Domnule Vlad Gheorghe, am mai discutat ora aceasta cu Rareș Bogdan, Dacian Cioloș și Victor Negrescu. Concluzia e străvezie. Nimeni nu e vinovat. Cum să nu fii nimeni vinovat? Păi asta e o concluzie care convine vinovaților, ca să zic așa. Păi dar noi vedem de anul trecut, domnul Gheorghe, domnul Bode e la locul lui, mă rog, nu mai e ministru, dar e totuși bine. Adică n-am văzut ca cineva să-și fi dat demisia, că n-am intrat în șemnă. În mod normal, astăzi, ministrul de interne trebuia să iasă cu demisia scrisă la presă. Eu am fost astăzi, începând de dimineață, am fost la Consiliu, că e aici aproape, în spatele Parlamentului. Clădirea Consiliului este între Parlament și Comisia Europeană, vis-a-vis de Comisie, mai exact. Și la 8:30, când trebuia să înceapă ședința, am fost frumos acolo, am văzut cum au venit miniștrii de interne ai multor țări. Păi noștri nu i-am văzut, dar asta nu înseamnă că nu puteau să intre prin altă parte. Dar la sfârșit trebuia să iasă cel puțin ministrul nostru de interne cu demisia în mână, dacă aveau un pic de demnitate politică. Nu numai că a patronat de suficient de mult în ministerul ăsta cât să poată să-și dea demisia acum la un nou eșec, dar să nu uităm, și m-am abținut să comentez prea tare până astăzi aceste subiecte, deși simțeam foarte mult nevoia, să nu uităm că avem 2 fugari în 2 săptămâni, 2 fugari care au trecut prin frontierele noastre fără niciun fel de problemă, deși erau super faimoși și super căutați. Am avut pe faimosul Chereche și acum un alt interlop, un interlop care e non-politic, care și-a luat tot așa condamnare și a fugit din țară. Păi când ai 2 fugari în 2 săptămâni care trec prin granițele tale, tu fiind în tot procesul ăsta de aderare în Schengen și mai ales că nu intri în Schengen, tu ca ministru nu mai ai ce să mai cauți acolo. Ai eșec pe toată linia. Adică nu înțeleg cum mai are tupeul să se întoarcă la București în calitate de ministru. Ei, nu e asta problema, tupeul unor politicieni. Mai avem vreo șansă să aderăm la Schengen anul acesta? Vorbesc cu un europarlamentar român despre un scenariu optimist, un consiliu jai extraordinar între Crăciun și Revelion și gata de la 1 ianuarie să fim în Schengen. Nu, asta este o gogoașă pe care au tot vândut-o ei zilele trecute. Am văzut-o și eu și am comentat-o la momentul respectiv. Au inventat-o ca să obișnuiască lumea cu ideea de eșec. Ei se vede foarte clar că s-au obișnuit cu faptul că nu vom intra în Schengen. Nu au niciun fel de problemă cu asta. L-avem pe șeful statului plecat în țările calde, Dubai. Avem jumătate din guvern, miniștri care contează, plecați în America în timp ce se discută despre... discuta despre Schengen, că acum vorbim cu toții la trecut despre Schengen. Asta este atenția pe care a acordat-o statul român acestui subiect și când am văzut asta, mi-era foarte clar că ei au renunțat cu totul. Pur și simplu, guvernul României și președinția au capitulat pe subiectul Schengen și au scos această poveste tocmai ca să mai atenueze cumva căderea, pentru că evident știau ce urmează, dacă nici măcar ei nu s-au obosit să vină aici și au trimis doar pe acești miniștri de interne și de justiție, practic doar să semneze condiția
astăzi dimineață la Consiliu și să bea o cafea, pentru că altfel nici mi-au n-au spus. Varianta cu intrarea pe etape, aeroporturile mai întâi la anul, urmate de granițele terestre, este una solidă, validă? Nu s-a discutat despre nimic de acest gen astăzi, repet. Și nu avem indicii de la cineva, indicii reale, că există o astfel de variantă. Discutăm discuții, suntem la începutul lui decembrie, mai avem practic o săptămână, jumătate, două săptămâni și se încheie definitiv. Și am văzut astăzi toate declarațiile ministrilor pe care și dumneavoastră le-ați evocat mai devreme, care sunt toate negative. Nu avem niciun fel de indiciu real în afară de poveștile politicienilor de la București, care, mă rog, nici măcar nu sunt la București, sunt prin toate țările, v-am zis, fie în Dubai, fie prin America, declarații care spun aceste, scot aceste scenarii, avem o inflație de scenarii, dar nu avem nimic concret. Mulțumim mult pentru prezență, domnul Vlad Gheorghe, europarlamentar USR, în această zi dominată aici în Europa de discuțiile legate de Schengen. Mai sunt discuții în Statele Unite, vom reveni la ele în partea a doua a emisiunii. Vom vedea un interviu făcut de colega noastră Larisa Bernaschi cu premierul Ciolacu în Statele Unite. Poate vom afla mai multe detalii despre întâlnirea cu Lockheed Martin. Eu mă aștept la întâlnirea cu Lockheed Martin să se fie discutat și alte chestiuni, nu doar cum se antrenează piloții ucraineni pe aici pe niște F-16 de acum vreo 40 și ceva de ani, ci și cum vom cumpăra F-35-urile, că aici e o treabă pe bani. Și unde se va face mentenanța? Pentru F-16 se face la Aerostar, pentru la Bacău, da. E semnat contractul. Pentru F-35 e greu să cred că se va face acolo, dar văd acum, citesc în presă, că mai dăm bani, se pare, și pe niște drone. Păi, dacă avem bani, să-i dăm. Merită, nu? Să-i cheltuim. Că de-aia avem. Să-i cheltuim și să-i cheltuim pe arme. Rămâneți, revenim cu un subiect tare interesant. Probabil că mulți ați remarcat, răsfoindu-vă paginile în social media, veți vedea asta după pauză, tot felul de îndemnuri, unele dintre ele foarte năstrușnice, avându-l pe președintele Iohannis sau avându-l pe premierul Ciolacu ca autor principal, îndemnându-vă să cumpărați acțiuni, pentru că randamentele sunt absolut fabuloase. Securitatea cibernetică ne avertizează că riscăm foarte mult dacă dăm curs unor asemenea invitații, unor asemenea solicitări. Dar vom discuta despre asta în partea a doua a emisiunii. Rămâneți, acum scurtă pauză. Ne-am întors, Proiect de Țară România, o țară care stă în continuare la granița Schengen. Discutăm subiectul alături de unul dintre europarlamentarii care a dat în judecată Austria, însă degeaba. Domnule Eugen Tomac, lider PMP, bună seara, domnule Tomac. Bună seara, dar să știți că nu este degeaba. Ați pierdut în primă instanță, asta vreau să zic. Procesul este pe rol la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și 70% din procesele pierdute la Tribunalul Uniunii Europene sunt au decizie diferită la Curtea de Justiție. Deci vă așteptați să câștigați? Sunt convins că voi câștiga. Dar altă greutate avea acest proces, domnule Tomac, dacă alături de dumneavoastră venea Guvernul României sau, nu știu, Ministerul de Externe, cine trebuia să se sesizeze? Domnul Zachman, s-au comis mai multe greșeli. Ceea ce mi se pare mie inacceptabil și de neînțeles este următorul fapt. Cel mai important proiect politic și strategic pentru România în momentul de față este intrarea în Schengen. Totul s-a limitat în dezbaterea publică la libera circulație a cetățenilor. Ori eu vă spun că mult mai important decât să fim noi sau nu verificați la buletin când ieșim din țară, este piața unică europeană, pentru că piața unică europeană înseamnă, accesul pe piața unică europeană înseamnă mărfuri românești
în toată Europa, accesibile și competitive în raport cu producțiile din orice stat european. Faptul că la ora actuală, la un an de zile, când din nou s-a adus în discuție intrarea României și a Bulgariei în spațiul Schengen, președintele și primul ministru se prefac că nu înțeleg ce mare este dezastru, este inacceptabil. Pentru că noi suntem singura țară din Europa, la fel cu bulgarii, care după 16 ani de intrare în Uniunea Europeană, suntem încăținuți în afara frontierilor Uniunii Europene. Toate țările, inclusiv Austria, după ce a intrat în Uniunea Europeană, la 2 ani a fost primită în spațiul Schengen. Ori superficialitatea și neputința care caracterizează actuala putere fac să lase impresia că acest dosar nu este important. Este extrem de important. Într-o țară unde cetățenii sunt informați corect, lumea era în stradă astăzi pentru această decizie. Pentru că este inacceptabil să ratezi o oportunitate de două ori la rând, anul trecut și în acest an. Domnul președinte Iohannis se putea înțelege perfect în limba germană cu Nehammer. De ce alege această abordare de lord supărat în condițiile în care trebuia să stea în aceste săptămâni la Viena, la Berlin și la Paris, să pună presiune necesară pe liderii europeni, pentru că în Consiliul European nu Ciolacu se duce, nu ministrul de interne, președintele României, și este direct responsabil de acest eșec. Mi se pare inacceptabil că nimeni nu-i cere explicații acestui om care de 10 ani aproape deține cea mai importantă funcție în stat, iar în urmă cu un an de zile ne-a promis tuturor că în 2023 se va corecta această nedreptate. Mai mult decât atât, nu sunt pregătiți nici de un proces corect la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. De ce? Pentru că au calcule politice personale legate de agenda europeană. Lucru inacceptabil din punctul meu de vedere. Bine, președintele Iohannis a spus anul trecut că nu vom mai încerca să punem neapărat pe ordinea de zi a Consiliului subiectul aderării noastre până când nu vom fi siguri că toate țările sunt în acord cu noi și își vor da aprobarea. Vă rog să înțelegeți o chestiune elementară. Pentru cel mai important proiect de țară, ai planul A și planul B. România a plecat la drum fără un plan B. Și acest lucru arată care este dimensiunea reală și viziunea politicienilor care ne conduc. O țară ca noastră nu avea dreptul să fie pusă într-o situație atât de umilitoare. În cazul în care s-a întâmplat ceea ce știm, trebuia să avem planul B și să acționăm. Pentru că aici s-au comis trei greșeli majore. Prima greșeală, că n-am avut o abordare unitară cu bulgarii, pentru că votul se dă la pachetul Bulgaria. Un vot împotriva României și un vot și împotriva Bulgariei. Votul Olandei împotriva Bulgariei este și un vot împotriva României. Ori noi trebuia să avem o agendă comună, milimetru cu milimetru, pas cu pas, cum spune președintele. Ori noi nu am avut o asemenea strategie. Fiecare a mers pe drumul lui și la sfârșit am cules ceea ce am semănat. 2. În Consiliul European acest subiect trebuie să se discute, trebuia să se discute de mult dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că extinderea Schengen într-un moment de criză de securitate nu mai e o problemă bilaterală între România și Austria. Este o problemă europeană. Și acolo trebuia să se discute acest subiect. Ori nu s-a întâmplat. Și mai mult decât atât, după votul din 8 decembrie de anul trecut, statul român nu mai trebuia să stea pe gânduri niciun minut. Trebuia să meargă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, că noi pierdem economic peste 10 miliarde de euro. Sunt consecințe directe în urma acestei decizii nedrepte a Austriei de a ne bloca. Deci statul român greșește, din păcate, prin decidenții pe care avem.
și aici își demonstrează limitele pe care le au într-o speță extrem de clară. Nici o țară din Uniunea Europeană n-a așteptat 16 ani să intre în spațiul Schengen. Niciuna. Maxim 6 ani de zile a durat. Oricare este diferența între noi și ceilalți, poate ne răspund cei care ne conduc. Mulțumim mult pentru explicații, domnule Eugen Tomac. Vă mai așteptăm la Prima News. Mulțumim, o seară bună. Costi, am încheiat cu subiectul Schengen. Noi am încheiat de anul trecut. Resemnați, ne-am învățat și ai văzut cum stai la coadă acolo la Nădlac, știi? Da. Și zici, bă, stai, cât e? Bine, mă, 20 de minute ne fac pe noi, știi? Am impresia, că și șoferii, mă, săracii de tir sunt resemnați, știi? Vin și iau un sandwich, norocul e că pe acolo, pe la Nădlac, pe unde te-ai dus tu prin Ungaria, bă, mai au niște WC-uri, mai sunt niște curți, mai sunt niște locuri, da, restaurante. E amenajat, așa. Înțelegi? În care să se ducă oamenii, știi? Da. Bun. Trecem la... Hai să trecem la... subiecte mai complicate. La nemernicii, la cele care ne îndeamnă să investim, nu sunt verificate, nu știm cum apar. Asta apropo că spunea domnul premier, puțin mai devreme l-am avut în direct și ai văzut, se întâlnește cu Google, știi? Dar iar spune vreodată domnul premier lui Google, ia trage-l mă pe YouTube puțin de mâneca așa, că ne bagă toate nenorocirile. Adică dar nu-și permite nimeni să se ia de Google, pentru că dacă te-ai luat de Google, nu mai reușești tu să ajungi cu mesajele tale pe unde ți-ai dori așa. Sau, mă rog, cel puțin se modifică algoritmul. Exact, cel puțin lumea se sperie de chestiunea asta. Domnul Sabin Sărmaș, președintele Comisiei pentru Tehnologie, Informații și Comunicațiilor din Camera Deputaților, este alături de noi. Bună seara, domnule Sărmaș. Bună seara. Cum facem să ne ferim de mesajele acelea pe care le găsim pe Facebook, pe alte rețele sociale, în care însuși președintele României, îl vedem cum ne îndeamnă să investim la hidroelectrica sau mai știu și unde. Bine măcar că nu ne îndeamnă să investim la afară pe undeva, pe la știu și eu ce burse, măcar zic că cumpărați acțiuni românești. Ar fi mai puțin credibil probabil. Va trebui să ne cumva să ne obișnim cu acest gen de situații, dacă vreți, de atacuri până la urmă din partea unor răuvoitori care urmăresc venituri sau alte tipuri de fac alte tipuri de infracțiuni. Dar sunt câteva vești bune, că întrebarea asta a fost cum ne ferim. Nu vreau să fac apel la partea cu educația, care e clară și toată lumea când nu are un răspuns merge direct la educație, care e foarte importantă și în domeniul cibernetic, securității cibernetice. Dar vreau să vă spun, poate ați văzut că tocmai astăzi, acum câteva ore, la Comisia de Tehnologie Informației din Camera Deputaților pe care o conduc, am dat raport pentru legea cunoscută deja ca legea Deepfake, care cumva precede un regulament european care e la nivelul Comisiei încă în discuții. Și legea asta Deepfake spune că orice tip de material, pentru că în atacurile despre care noastră vorbiți se folosește inteligența artificială pentru a se crea conținut video sau foto, deci în viitor orice astfel de conținut de tip deepfake care nu va fi marcat cu mesajul acest conținut este unul de tip imaginar pe cel puțin la 10% din suprafața lui, o acțiune de genul ăsta va constitui infracțiune, crearea, și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani de zile. Pentru distribuirea lui pe rețele, vă rog dacă vreți să întrebați, pentru distribuire e amendă penală, deci e tot infracțiune, dar se pedepsește cu amendă penală. Astăzi am decis și asupra instituțiilor care au atribuții în sensul ăsta, bine, se ajunge la parchet oricum, fiind o infracțiune, și acolo se stabilește practic pedeapsa imediată, dar pentru aplicabilitate, pentru că un astfel de exemplu, ca cel dat de dumneavoastră, în care, nu știu, sunt invitați cei de pe platformele de social media, fie că e vorba de Facebook, Instagram sau TikTok, să cumpere acțiuni la o companie sau alta, trebuie să avem o măsură imediată. Trebuie să acționăm imediat, pentru că dacă mesajul stă acolo 3, 4, 5 zile, face victime. Sau dacă e vorba de dezinformare, va dezinforma. Imaginați-vă cum va fi la alegerile de anul viitor.
probabil 5 runde de alegeri, câte astfel de materiale care vor încerca să inducă în eroare opinia publică nu vor exista. Și atunci am decis, în spirit european, să găsim, în spiritul reglementărilor europene, dacă vreți, să găsim instituția care ar trebui să aibă, care are în lumea reală sau în lumea, nu în lumea online-ului, atribuții pe video, în general, pe conținut video. Este CNA-ul. I-am dat CNA-ului posibilitatea de a-și crea o nouă structură, pentru că nu au capacitatea instituțională, asta e adevărul, asta, să mai facă și asta. Iar atunci când sunt sesizați cu privire la un astfel de conținut pe rețelele sociale... Și când le-ați dat celor de la CNA această posibilitate, libertate certificată de lege? Poftiți? N-am înțeles prima parte. Când le-ați dat celor de la CNA această atribuțiune suplimentară? A fost propunerea de a fi CNA, instituția aleasă, a venit în forma legii de la Senat. Am scos-o ulterior, am avut trei dezbateri în ședința de tehnologie a informației și comunicațiilor și astăzi am decis, după discuții și cu ANCOM și cu ICI, să rămână CNA instituția responsabilă, pentru că așa se întâmplă în general în practica europeană. Dacă, de exemplu, în online se vinde un medicament care este neconform, Agenția Națională a Medicamentului este cea care spune trebuie scos și din online. Nu vine o altă instituție terță care nu are expertiză, nu se pricepe să spună că respectivul medicament trebuie scos, că e neconform. Așa și aici cu conținutul video care încearcă să educe în eroare, încearcă să dezinformeze sau încearcă să fure până la urmă bani într-o formă sau alta prin phishing sau alte mecanisme, bani de la oameni, am decis că CNA-ul este responsabil pe acest tip de conținut și el va cere platformelor să suspende conținutul. Pe urmă, imediat. Instanța și este sesizată instanța. Instanța începe procesul penal și decide dacă e cazul de închisoare, dacă trebuie dată o amendă penală. Am încercat să fim foarte atenți. Închisoarea cine o poate face? O poate face cel care cumpără respectivul spațiu publicitar de la Facebook, să spunem. Nu. Nu. Închisoarea o face cel care a creat conținutul și care îl postează pe rețelele sociale cu scopul de a dezinforma, cu scopul de a induce în eroare sau, în cazul de față, cu scopul de a crea venituri ilicite prin diferite metode. Deci el răspunde penal și poate să facă închisoare între 6 și 2 ani. Cei care distribuie, pentru că acum vorbesc de un alt scenariu, nu știu, se creează, ați văzut foarte multe videouri deepfake cu președintele, cu premierul, cu personalități din viața publică, da, în general. Dacă cineva distribuie, dar cu rea credință, conștient că acel conținut este fals și are scopul de a induce opinia publică în eroare și nu este marcat cu acel mesaj că este conținut fictiv, atunci și persoana respectivă răspunde penal, însă doar cu amendă. Aici am avut o dezbatere lungă, pentru că vă spun, inițial nu am fost de acord mulți dintre noi să aducem riscul ăsta pe masă. Gândiți-vă că, nu știu, bunicile noastre, ele s-ar putea să dea share pe Facebook dacă sunt conectate pe social media la un video, ele fiind de bună credință. Și am spus, haideți să punem și această nuanță lege, să spunem că dacă acest lucru, distribuirea unui astfel de mesaj, deci nu crearea lui, s-a făcut cu îndeplină cunoștință de cauză, atunci suportă de asemenea consecințele legale. Dar împotriva platformelor nu putem face nimic? Adică de ce ne speriem că e Facebook? Să-l închidem pe Facebook în România, uite. Să știți că nu cred că trebuie să închidem nici Facebook-ul, nici măcar TikTok-ul, dar trebuie reglementate foarte puternic. Și aici spuneați noastră, a dat exemplu cu premierul care se întâlnește cu Google. Ei, din fericire, la Bruxelles, că toți spune că nu noi. Unii spun că nu-i bun Bruxelles, ăsta e și bun câteodată. La Bruxelles se lucrează la acea directivă AI. Care știți de câți ani se lucrează? Da, se lucrează, va fi în primăvara asta probabil adoptată, dar mai avem un act important, un regulament european, DSA-ul, care este deja implementat cu instituții și în România responsabile și așa mai departe. Și responsabilitatea moderării conținutului de acest tip revine foarte mult și platformelor. Ei oricum, așa doar pentru publicul larg, ei oricum astăzi când un conținut se postează, imediat intervin niște algoritmi de inteligență artificială care încearcă să facă o primă filtrare a conținutului. De asta uneori conținut care nu are nicio problemă este suspendat pentru că acei algoritmi greșesc, după care ulterior în anumite cazuri intervine un om care se uită pe conținutul video de obicei a unei postări. Unde mai putem lucra și unde în această directivă AI, adică inteligența artificială, se mai intervine,
Tool-urile astea care creează video de tip deepfake nu sunt foarte multe, pentru că sunt cunoștințe specifice, ai nevoie de infrastructură, hardware și software deosebită. Și probabil toate vor fi obligate să insereze o informație în video, astfel încât ea să poată fi detectată automat de platforme ca și Google, ca și Facebook, ca și Instagram sau ca și TikTok. Și dacă văd că lipsește un mesaj, cum este cel pe care l-am spus noi, că e un conținut imaginar, se suspende automat de pe platformă respectivul conținut. Deci, noi am mutat cumva prin legea pe care am dat-o noi responsabilitatea doar la nivelul utilizatorului, respectiv a instituțiilor care trebuie să intervină, dar prin regulamentele și toate reglementele, de fapt sunt toate regulamente, prin regulamentele europene, responsabilitatea se va duce foarte mult la platforme. Nu le convine, nu le place, însă trebuie să înțeleagă că au și o forță foarte mare astăzi în societate și pe asta vine deja clișeul ăsta. Vine și o responsabilitate pe măsură. Ei sunt oricum primii care vor trebui să reacționeze, pentru că dacă nu reacționează rapid la o cerere a CNA-ului sau oricărei instituții din oricare țară, acel video cu o zi înainte de alegerile prezidențiale turul 2 poate să facă să schimbe, să mute 2-3% dintr-o parte în alta, adică poate să aducă democrația în declin într-o țară. Am vorbit cu una dintre aceste platforme despre alegerile din Polonia. Să știți că au avut mari probleme. Cu cine ați vorbit? Cu cine ați vorbit? Cu ce platformă? Cu cei de la TikTok. Cu cei de la TikTok, pentru că în Polonia este un partid extremist care a reușit să folosească foarte, foarte bine această platformă și a fost o mare provocare pentru platforme, va fi o mare provocare pentru Facebook, pentru TikTok și pentru Instagram în România anului 2024, cel puțin din punct de vedere politic. N-aș vrea să plecăm de la subiectul pe care dumneavoastră l-ați menționat, cel cu phishing-ul, cu practic, până la urmă, cu înșelăciunea în mediul online, dar mecanismele sunt aceleași. Fie că vorbim de mecanisme de dezinformare, fie că vorbim de mecanisme care induc omul în eroare, îl fac să investească într-o zonă sau alta. E exact aceeași metodă, aceleași unelte, aceeași tehnologie în spate, dacă vreți. E în regulă. Bine, mulțumim frumos pentru lămuriri. E foarte important pentru noi să aflăm că numai departe de ziua de astăzi CNA-ul a căpătat puteri sporite. Sperăm să se și țină de ele, să le folosească și să intre mai hotărât, nu doar așa contemplând spațiul online, ci să aibă atribuțiune acolo. Noi am discutat, nu odată, despre nemerniciile, jegurile care sunt în online și care au milioane, dacă nu zeci de milioane de vizualizări și care le scapă din cauza acestei lipse, acestor lipsuri care sunt în lege celor de la CNA. Poate cu ocazia asta și poate că apropierea alegerilor îi va face pe toți responsabili să fie mult mai atenți, măcar de asta să fie și ei speriați de fake news-urile politice. De faptul că ar putea schimba președinți sau mai știu și eu ce. Ca să vedeți cât de departe a ajuns această tehnologie, aceste momeli ordinare care vă îndeamnă să scoateți banii și vă promit câștiguri pe care niciun broker serios nu vi le-ar putea promite, nu doar moral, ci și pentru faptul că este total împotriva legii, urmăriți un scurt filmuleț care veți vedea replică aproape identic grafica televiziunii de știri Antena 3 și ascultați mesajele de acolo, o să vedeți, o să fiți surprinși de prezența unui personaj foarte, foarte, foarte popular, evident un deepfake. Noul proiect al lui Ion Țiriac a șocat guvernul și marile bănci. El a dezvoltat o propunere secretă de investiții care a îmbogățit mii de familii de români. Spuneți-ne mai multe despre platforma. Platforma accesibilă compatrioților. Pentru funcționarea sistemului se impune investiție minimă de 11.000 de lei. Aceasta este suma minimă pentru tranzacții profitabile pe piețele de tranzacționare. Pentru acces, înregistrați-vă pe site-ul oficial și așteptați un apel de la un manager care vă va ajuta la etapele următoare, inclusiv alimentarea contului și configurarea programului. Despre asta e vorba.
Vă veți întâlni, vă puteți întâlni cu astfel de, cu astfel de chestiuni. O să vă întâlniți cu George Simion, cu Claus Iohannis. Cu... Păi nu uita, da? În urmă cu cât? Cu o săptămână, două, a apărut Maia Sandu. Ții minte că erau alegerile alea locale în Moldova. Și a apărut o așa zisă Maia Sandu, care a spus, domne, gata, ne predăm, votați-l pe mai știu și eu care. Pe ruși. Pe cine fi fost? Pe ăștia ai știi tu. Dar gândește cum o să arate anul electoral 2024. Sunt patru rânduri de alegeri, patru campanii electorale și aici... Cinci. Stai puțin, că la președinție o să avem două. Da, turul 2, dar și gândește că politicienii oricum n-au multe scrupule și acești sfetnici de campanie, mințele acestea luminate, dar care mai degrabă sunt cuprinse de beznă decât de lumină, pot recurge foarte ușor la asemenea instrumente încercând din disperare să adune voturi. Adică, sigur, nu e nici măcar o firmitură de discuție etică aici. E bine să aruncăm așa ceva pe piață sau nu e? Folosește, sigur că folosește scopul nostru electoral. Dă-ți seama, în momentul în care miza este accesul la bugetul național, vreme de 4 ani, ce-ți mai pasă ție că dai fake news? Nu, sau la jobul de europarlamentar. Păi am făcut calculul. Jobul de europarlamentar îi aduce respectivului o jumătate de milion de euro, nu? Cel puțin, da. Venituri. Da. Și aici nu mai punem și altele de tipul poți să-ți angajezi niște pretenari care nu, să dar mai, fie mai mult, că au vreo 7.000, consilieri. 7.000 de euro e doar salariu și plus ai tot felul de diurne, vreo 300 de euro pe zi. 100.000, da, pe an, da? Mai mult de 100.000, cred că 120.000. Și ăștia sunt net, 120.000. Deci 600.000, că cât e? 4 ani? Da, 5 ani. 5 ani, 600.000 de euro. Dar două salarii trebuie să le dai pe an la partid. Doar două? Atât de puțin? Păi da, cum ăsta e procentul care merge la ce spunea doamna Udrea atunci? Păi nu e același lucru? Același, da. Așa se plătește? Păi dar oarecum sunt aleși oamenii ăștia? Ei spun dinainte. Acum poți să faci transfer către partid, donație. Dar ei sunt aleși înainte și li se spune chestia asta, li se comunică. Da. Dar trebuie să dea deodată banii? Adică dacă știi dacă știi de desubturile acestea. Nu, înainte știi, dacă dau toți banii deodată, le faci un discount? Era foarte complicat pentru că intrau unii pe listă care n-aveau, mai erau și oameni corecți sau oameni mai săraci și n-aveau bani să-și plătească campania electorală. Ține-te, uite, îți povestesc o fază, la aceeași masă, gândește, erau Pinalti, îl știi foarte bine pe Pinalti de ani buni. Un personaj tare simpatic. Și pe partea cealaltă a mesei se afla Teodor Paleologu. Și Teodor Paleologu vorbea despre principii, despre dreapta europeană, despre contribuția PMP la valorile europene. Și Pinalti i-a făcut așa puțin semn să tacă, l-a oprit și a zis, Toader, lasă vrăjeala, scoate banul. Mie să-mi dea ce e al meu. Așa făcea. Așa făcea la fotbal. Colega noastră, Larisa Bernaschi, aflat alături, nu împreună, că a plecat alături de delegație. Nici măcar alături, au plecat cu avioane separate. Că noi n-avem un avion. Ciolacu în Statele Unite. A făcut un interviu cu premierul. Îl vedem numai decât acum. Haide, mergem. Bun găsit tuturor, o vizită extrem de importantă, o vizită de lucru pe care premierul Marcel Ciolacu a efectuat-o sau o efectuează încă zilele acestea în Statele Unite ale Americii. Este însoțit și de o parte din miniștri din cabinetul pe care îl conduce. Au fost întâlniri extrem de importante. Domnule Ciolacu, vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația pentru a face acest interviu. Vizite, întâlniri extrem de importante. Care sunt principalele concluzii? Cu ce mergem acasă de aici, din Statele Unite? Astăzi a fost o zi dedicată executivului. Am fost și la secretarul Departamentului de Stat, la secretarul Apărării, la secretarul pe Energie. Urmează mâine să am întâlnirile cu companii, unele dintre cele mai importante companii din Statele Unite. O să am întâlniri și la Congresul Statelor Unite cu președinții de comisie. Sunt ferm convins că la sfârșit vom trage cu toții o concluzie. Oricum, din punctul meu de vedere, dar și din punctul de vedere al părții americane. Este o vizită care se va termina și cu concluzii clare. Am văzut comunicatele de presă. E o consolidare a parteneriatului strategic. Am vorbit foarte mult de eliminarea vizelor și lucrul acesta mai mult ca sigur anul viitor va fi anunțat
și din anul 2025 vom putea călători în Statele Unite fără vize. Deocamdată rata de respingere este undeva la 10%, ar trebui să ajungem cumva la 3%. La 3%. Credeți că într-un an de zile reușim să ajungem la o rată atât de mică? Va fi un efort comun. Ați văzut că am făcut apel și la diaspora. O să implice foarte mult și românii, și statul român și statul american, astfel încât să îndeplinim această condiție. Revenind la întâlnire, am citit comunicatele de presă date inclusiv de americani. Am văzut că ne felicită foarte mult pentru ceea ce înseamnă securitatea la Marea Neagră, mai ales în contextul cu Rusia. Dumneavoastră și delegația pe care o conduceți ați cerut investiții în România. Ați primit răspunsuri pozitive? Am plecat de la o idee foarte clară, pentru că eu îmi doresc ca Statele Unite să fie principalul investitor din România și principalul partener economic non-UE al României. Și acest lucru se poate realiza. Mai mult, îmi doresc ca România în viitor să fie un hub pentru companiile din Statele Unite care vor participa direct sau indirect la reconstrucția Ucrainei. Și avem semnale în acest moment că aceste lucruri se construiesc în timp. Și cred că am considerat că este momentul prielnic pentru a porni această construcție. Se poate. Și sunt ferm convins că România va fi un hub important, în principal pentru companiile din Statele Unite. Totul ține de războiul din Ucraina. Vor fi investiții pe teritoriul Ucrainei în infrastructura critică energetică. Categoric. În perioada următoare avem și noi. De aceea am fost și la secretara pe energie și urmează în perioada următoare ca tehnicul, atât al domniei sale, cât și tehnicul Guvernului României și reprezentanții companiilor, să aibă mai discuții mult mai aplicate. Totuși, această deplasare, această vizită de lucru a fost cumva una tensionată din prisma ambasadorului României în Statele Unite ale Americii. L-am auzit ieri pe domnul Muraru, care v-a criticat așa că nu a fost invitat să participe la aceste întâlniri. Iar și răspuns, i-a spus că trebuia să aibă răbdare. Acesta a fost răspunsul dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, n-a fost nicio tensiune. Eu am venit însoțit de doamna ministru de externe. Doamna Odobescu, bineînțeles. Doamna Odobescu. Și da. Dânsa a fost la toate întâlnirile, cum este și normal, și am avut alături de mine și pe ceilalți colegii miniștri din Guvernul României. N-am înțeles foarte bine ce a vrut domnul ambasador. Ați avut o discuție între patru ochi cu dânsul după acel moment? Ați avut? Nu, și nici nu-mi doresc. Da, considerați așa că ar putea să pună piedici în toate planurile pe care le are România sau Guvernul României în relația cu Statele Unite? Dar nu cred că e statul român atât de slab sau statul american va lua în considerare pe cineva care dorește să pună piedici. Este cumva, totuși, domnul Muraru, protejatul președintelui Klaus Iohannis? Știm că este apropiat de actualul președinte. Sunt după o zi în care am avut foarte multe întâlniri, foarte importante pentru noi toți românii, pe care o să le detaliem la momentul respectiv și zilele următoare. Nu am nicio așteptare de la domnul ambasador, nu vreau să comentez în vreun fel. Repet, eu am venit însoțit de ministrul de externe. Ministrul de externe, alături de președinte, coordonează activitatea ambasadorilor. Constituțional, președintele este cel care numește inclusiv ambasadorii. Deci nu e o problemă. Vom aștepta doamna ministru să lămurească lucrurile cu domnul ambasador. Deci ați avut o discuție cu doamna ministru referitor la acest moment. Nu, dar e treaba dânsei, e partea dânsei de treabă în guvern. Dacă tot suntem în Statele Unite ale Americii, s-a vorbit astăzi de parteneriatul strategic pe care cele două țări îl au de peste 20 de ani. Anul viitor va fi un an important pentru Statele Unite ale Americii. Credeți că dacă Donald Trump va câștiga din nou alegerile, ar putea să afecteze în vreun fel acest parteneriat strategic? Nu există nimeni. Nu. Indiferent cine va fi președinte în România sau președinte în Statele Unite. Cert este că vor fi alegeri atât în România cât și în Statele Unite. Deci, nu cred în. Noi avem un parteneriat solid și România este chiar un partener și credibil și unul din stâlpii cei mai importanți din Europa. Totuși, avem pe teritoriul României
peste 2000 de soldați americani și astăzi am convenit foarte clar că activitatea și prezența militarilor americani pe teritoriul României va continua. Și va continua să crească sau deocamdată rămânem la acest număr? Momentan suntem la acest contingent. Și nu vreau să vă mai țin foarte mult, domnule premier, așa ca o chestiune de organizare. Am văzut că dumneavoastră și delegația care v-a însoțit a venit cu avion de linie, ba chiar au întâmpinat mulți dintre colegii dumneavoastră probleme cu zborurile de linie, cu întârzieri. Și dumneavoastră a schimbat, la unii s-au pierdut bagajele. De ce ați ales această variantă și nu să vă închiriați o aeronavă, domnule premier? Știți că am reușit până la urmă. Ați ajuns la timp. Consider în continuare că un stat de mărimea României trebuie să aibă o aeronavă a guvernului. A demnitarilor. Care, nu neapărat a demnitarilor, pe care poate să o folosească și sportivii, și demnitarii, și toată relația interinstituțională pe care o are România cu alte, cu alte state. Când se va întâmpla acest lucru, domnule premier? Sperăm că în viitor. A fost o greșeală că până acum n-am avut o aeronavă și am fi scutit atâtea discuții. Când guvernul era condus de Victor Ponta, că se discută de achiziția acestei aeronave. Vă mulțumim tare mult, domnule premier, și vă dorim succes aici în Statele Unite și acasă, să veniți cu vești bune. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție și mai venim și zilele viitoare cu vești de aici, din Statele Unite ale Americii. Vă mulțumim! Bun, am făcut un salt peste ocean din Statele Unite, ne-am întors în redacție, în Pipera, în București, însă Larisa Bernaschi e alături de noi, e acolo încă în America, mai are câteva zile de stat alături de premierul Marcel Ciolacu. Bună seara, Larisa! Bună seara, Sevi, bună seara și celor care ne urmăresc, bineînțeles. La noi încă este zi, este mijlocul zilei și suntem, sau nu neapărat noi, dar mai degrabă premierul este între întâlnire, așa și astăzi. Vezi ce ușor te înveți cu binele, așa, deja spui, la noi este încă miezul zilei. Bine, mă, Larisa, ia spune cum e la voi acum. S-a lăsat puțin frigul, de dimineața a fost soare, a fost foarte frumos, era vreme bună de plimbare, păcat că n-am avut timp să facem o plimbare, ne-am dus să schimb până la Capitoliu, acolo unde am și avut câteva declarații de presă, primele de altfel declarații de presă ale premierului, în afară de interviul pe care tocmai l-ați urmărit alături de prim-ministru Marcel Ciolacu. Larisa, am ascultat răspunsurile domnului Ciolacu, diplomat așa, în interviul pe care l-ai făcut, însă din culise, cine pot spune, domnul Muraru a reușit să-i distrugă vizita domnului Ciolacu? De distrus nu a reușit să îi distrugă, dar experiența mea pe această zonă politică mă face să cred că domnul Muraru nu mai are viață lungă ca ambasador al Statelor Unite al Americii. Înțelegem că nici relația cu președintele Klaus Iohannis nu este una foarte bună și ați văzut și în interviu că i-a pasat această responsabilitate Marcel Ciolacu luminiței Odobescu, ministrul de externe, care ar urma să aibă o discuție oficială cumva cu domnul Muraru. Înțelegem pe surse că ar fi avut loc deja o discuție. Ne afectează pe noi ca stat acest discurs pe care l-a avut domnul Muraru acum două zile. Este practic singura chestiune de tensiune din această deplasare, din această vizită pe care Marcel Ciolacu efectuează în Statele Unite. Cu ce se întoarce domnul Ciolacu acasă, Larisa? Cu promisiuni. Perfect. Cu multe promisiuni. Misiune îndeplinită. Și cu contracte semnate, nu? Că stăteam să ne întrebăm aici dacă întâlnirea cu Lockheed Martin are ca scop doar avioanele astea. Doar promisiuni. F-16. Adică F-16 ceva nu dăm și noi? Din câte înțelegem, din câte am înțeles și de la premier, din declarațiile oficiale și din discuțiile pe care le-am avut off the record cu membrii executivului, cu cei care au participat la aceste discuții, mergem acasă tot cu promisiuni, așteptând ca în perioada următoare să se întâmple ceva, poate începând din luna ianuarie avem o speranță că s-ar putea semna niște contracte, dar cert este că astăzi nu se va întâmpla acest lucru sau nu în această vizită. Ministrul Energiei va veni și el într-o vizită în Statele Unite, vor continua discuțiile, mai sunt câteva chestiuni legislative, dacă vreți, aici în Statele Unite ale Americii, care ar trebui să treacă prin Congres, niște voturi care ar trebui să treacă prin Congres. Deci, pleacă acasă pe scurt
cu foarte multe promisiuni, inclusiv pe zona de vize și pe zona de apărare, dar cu mulțumiri foarte mari din partea americanilor că băgăm în continuare foarte mulți bani în investițiile din apărare, că avem peste 2% din PIB pentru apărare. Știm cu toții că vom avea și anul viitor cel puțin 2,5% din PIB pentru apărare. Acesta va fi bugetul pe care îl vom investi și anul viitor în armament. Da, ca să ne dăm seama așa ce a fost mai important, care vizita sau care întâlnire a durat mai mult? Cea cu Anthony Blinken sau cea cu Lloyd Austin? Au fost fiecare cu, de câte o oră. Deci au fost în mod egal, dacă vrei. Da. Larisa, dar când a vorbit despre vize, despre ridicarea vizelor din 2025, e pur și simplu o promisiune electorală pentru anul 2024, pentru că așa cum ai spus și tu în interviu, domnului Ciolacu, acel prag de la 10% trebuie să coboare abrupt la 3%, dar eu amintesc că în ultimii ani a fost și undeva pe la 16%, spre exemplu. Deci de unde optimismul acesta debordant al domnului Ciolacu? Optimismul vine și din partea părții americane, dacă vrei, pentru că și din discuțiile off the record pe care le-am avut cu reprezentanții ai Statelor Unite ale Americii, spuneau că ar trebui România să nu mai aibă, sau românii să nu mai aibă acces în Statele Unite doar pe bază de viză și ei vorbeau tot de 1 ianuarie 2025. Tocmai de asta spun că cumva Marcel Joacă este optimist și speră ca în plină campanie electorală, undeva prin 1 octombrie anul viitor, să primim această veste că se vor ridica vizele de la 1 ianuarie 2025. Va fi un moment extrem de important. Schengen, ridicarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii sunt decizii cheie care ar putea să ajute din punct de vedere electoral și Marcel Ciolacu și cei din PSD știu foarte bine acest lucru. Ce urmează, Larisa? Mergeți și la New York? Da, în acest moment ar trebui să aibă loc o întâlnire cu cei de la Google, de acolo de unde ne așteptăm de asemenea să facă și cei de la Google un hub în România. Vorbim de locuri de muncă, de investiții și de bani care ar intra în economie. Vom vedea dacă pleacă tot cu promisiuni sau cu lucruri concrete și de la această întâlnire. Iar în această după-amiază, în câteva ore, plecăm într-adevăr spre New York. Vom pleca împreună, delegația de jurnaliști, împreună cu delegația condusă de premierul Marcel Ciolacu, cu un autocar către New York. Mâine are program oficial și acolo. Ca în excursie cu clasa sunteți. Exact, ca în excursie cu clasa. Seara, acum poți să ne spui, seara așa, ați ieșit și voi, a stat la o bere cu premierul, cu miniștrii care l-au însoțit, la o discuție liberă? Încă nu am avut parte de astfel de serie. Aseară, într-adevăr, a fost o seară plină în care s-au făcut foarte multe interviuri. Spre o deosebire de plecările președintelui Klaus Iohannis, de această dată suntem extrem de mulți jurnaliști. Vorbim de o delegație de 20 de jurnaliști care suntem veniți în Statele Unite pentru a transmite de această vizită. Însă o chestiune... Să facem precizarea. Scuze-mă puțin că te întrerup. Să facem precizarea că fiecare redacție a plătit cheltuielile celor care s-au dus acolo. Adică jurnaliștii români nu s-au deplasat pe bani publici. Nu s-au deplasat pe bani publici, fiecare și-a plătit, deci înseamnă că există un interes foarte mare. De asta zic că cumva această deplasare e considerată și o considerăm și noi extrem de importantă, însă s-ar putea ca în lunile următoare să vedem că Marcel Ciolacu se reîntoarce aici în Statele Unite ale Americii pentru a se întâlni cu vicepreședintele Statelor Unite ale Americii. Staful dânsului a încercat să facă acum, să programeze o întâlnire. Înțelegem că au programat în prealabil, însă știm că vicepreședintele Statelor Unite este plecat în Dubai în aceste zile, motiv pentru care nu s-a putut realiza această întâlnire între cei doi oficiali, însă cele două staffuri au hotărât să reprogrameze această întâlnire. S-ar putea să-l vedem pe Marcel Ciolacu venind peste câteva luni din nou aici. Spune-ne, știi cumva în fața autocarului o să fie vreun antemergător de poliție sau mergeți așa ca oricare grup de turiști care se deplasează prin, de la Washington la New York?
vom merge ca un grup de turiști care se deplasează de la Washington la New York. E o chestiune foarte complicată. A fost greu de convins cei care se ocupă de securitate aici că premierul își dorește să meargă cu autocarul alături de jurnaliști. A fost opțiunea dânsului, ca să fiu foarte sinceră, și i-a convins cu greu pe cei de la Secret Service să facă acest gest, pentru că știm foarte bine că ei sunt foarte buni pe acest protocol și pe zona aceasta de securitate a demnitarilor. O să vină, știi cum, o să vină înainte de deplasare la voi cu acadele de alea, prevomit kids, știi, în cazul în care vi se face rău pe drum. Așa. Larisa, mai am eu o întrebare scurtă, mai avem un minut. Doamna Luminița Odobescu, ministrul de externe, a avut o reacție vis-a-vis de declarațiile făcute de ambasadorul Muraru? Deocamdată, doamna Odobescu este o doamnă în ceea ce privește această discuție. Așteptăm și astăzi să ne vedem cu dânsa, poate reușim să vedem. Ți-am zis, înțeleg că a avut o discuție cu domnul Muraru de ieri și până astăzi. Nu a apucat încă să ne întâlnim cu dânsa. Poate vom reuși în această după-amiază, în această noapte acasă, dacă vreți. Larisa Bernaschi, mulțumim mult. Drum bun cu autocarul în excursia asta cu premierul și cu miniștrii din cabinetul său. Ne regăsim, ne revedem mâine. Cu tine sperăm să poți intra și mâine să ne povestești ce s-a întâmplat la New York. O seară bună sau bună ziua. O zi bună. Și o călătorie către, plăcută. Da, o călătorie plăcută alături de, de premier. Auzi, s-or mai opri și pe la vreun ranch de la... No, alea sunt în Texas, așa, Texas, știi? Da. Dar la un restaurant, așa, s-or opri pe marginea drumului. Că de, te mai duci și tu la un WC-ul, la o de-asta. Poate l-apucă pe domnul Ciolacu și zice, stai, doamne, puțin să mă duc și eu până la toaletă. O poveste interesantă. O să fie o călătorie frumoasă pentru colega Larisa și promitem să o rugăm frumos să ne povestească detalii din această călătorie. Se încheie aici emisiunea, urmează Worldwide Banciu aici la Prima News. Sebastian Zacman, Costi Mocanu, am fost noi, cam fiecare seară de luni până miercuri, câteodată și joi, așa ne mai găsim. Vă salutăm și vă mulțumim și pentru ziua de astăzi. Ne regăsim cu toții mâine. O seară bună! Program disponibil pe primaplay.ro.